gândește dacă oamenii care o fac se prăbușesc cu zecile de mii, infectați prin cârcium, moluri și alte iluzii de viață ca înainte. Nu, economia de pandemie nu poate fi ca înainte. Indiferent că pui sau nu pui restricții epidemice, consumul tot scade. Așa că, după o vară a ignoranței totale, consumul a frânat, industria a frânat, inflația a crescut, datoria publică a crescut, în ceea ce începe tot mai mult să semene în stagflație, adică o înmolire economică dublată de o creștere generală a prețurilor, adică de sărăcie. Peste toate acestea s-a mai suprapus și o criză energetică, despre care înțelegem acum din ce în ce mai bine că a fost și este un posibil război între Rusia și Ucraina, care ar complica și mai mult. De final de an, țin să vă reamintesc câteva motive de optimism, reținut, dar optimism, lucruri care sunt importante și pot face diferența în aceste Părintele Andrei Zile este
59 lei, 5,2 grame.